Înscrierele în clasa pregătitoare sau clasa 1 au fost decalate cu o lună, așa că părinții care vor să-și înscrie copiii la școală își fac deja griji. Prima etapă care se cere rezolvată este cunoașterea școlilor existente în cartier, a numărului de clase și a numărului de locuri din fiecare clasă pregătitoare, respectiv clasa 1. Din 16 februarie, fiecare unitate școlară are obligația afișării acestor informații. Începând din 16 februarie, sunt afișate circumscripțiile școlare la fiecare dintre unități de învățământ din județul Giurgiu și, desigur, planul de școlarizare propus pentru anul școlar următor, respectiv numărul de clase pregătitoare propuse pentru anul 2015-2016. Perioada 18-26 februarie este destinată organizării în școală a acțiunilor tip porți deschise, timp în care părinții și copiii vizitează spațiile în care se vor desfășura activitățile școlare și poartă discuții cu personalul școlii. Între 23 februarie și 13 martie trebuie să se depună cererile tip completate la unitatea școlară la care s-a decis înscrierea copilului. O altă perioadă de interes pentru părinți este aceea între 23 februarie și 13 martie, când părinții pot completa online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor cererile tip de înscriere. Validarea acestor cereri tip de înscriere se face la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor zilnic în intervalul orar 8-20 de luni până vineri, respectiv în intervalul orar 9-13, sâmbăta. Copiii care au împlinit 7 ani și nu au fost cuprinși în învățământul primar, în anul școlar 2014-2015, pot fi înscriși direct în clasa 1. Iar în cazul celor care împlinesc 6 ani până la 31 august inclusiv, părinții trebuie să completeze obligatoriu cereri de înscriere în clasa 0.